Alături de ministrul finanțelor au ajuns la Botoșani Bogdan Pușcaș, președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, dar și vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Doru Dudaș. În debutul întâlnirii, Anca Drago a punctat faptul că în județul Botoșani se observă un progres în ceea ce privește economia. Putem spune că în primul semestru este o creștere a cifrei de afaceri de 6,4%, superioară creșterii medii la nivel național de 6,1%. Cifra de afaceri a județului Botoșani reprezintă 0,5% la nivelul economiei naționale. Rând pe rând, participanții de la masa de prezidiu au luat cuvântul. Temele par să o fi plictisit ușor pe doamna ministru, care timp de câteva minute și-a mângâiat nestingherită podoaba capilară și și-a butonat telefonul mobil. Că, de fapt, această problemă pe care o auzim de zeci de ani, cred, este rezolvată în acest moment și chiar trebuie să uzăm de ea. Găsiți pe site-ul nostru și o să vedeți probabil în monitor zilele viitoare acest ordin de procedură. Problemele dezbătute i-au picat ca o poveste de seară unui domn prezent în public, care a reușit cu greu să-și țină ochii deschiși. Este foarte simplu ca toată comunicarea cu acești contribuabili să se facă doar în mediul electronic și certificatele de atestare fiscală să le poată fi trimise. Pe ultima sută de metri a întâlnirii au luat cuvântul și oamenii de afaceri din Botoșani. Reprezentanta unui grup de societăți care desfășoară activități în industria cărnii a reclamat faptul că este hărțuită de controle din partea inspectorilor antifraudă și a celor fiscali. Din 2003 și până anul acesta a avut aproximativ 90 de controle. Femeia se plânge că ajunge în imposibilitatea de a plăti furnizorii și angajații din cauza sancțiunilor, care, de cele mai multe ori, i se par abuzive. Aș vrea să vă întreb, care mai este poziția noastră ca și agent economic, atâta timp cât partea fiscală și partea de control fiscal ne acordă încredere? Avem un simț foarte bun ca și firmă. După toate aceste lucruri vine și antifrauda cu totul alte lucruri, cu blocări de conturi, cu măsuri asiguratorii. Ne aflăm în imposibilitate să ne achităm furnizorii, să ne achităm angajații. Vicepreședintele ANAF, Doru Dudaș, i-a dat dreptate reprezentantei societății și susține că ar trebui să existe o sincronizare și o vedere comună între cele două tipuri de control efectuate de ANAF, controlul antifraudă și controlul fiscal. Este o luptă pe care o ducem de 3 ani, sunt oameni pe care avem angajați și se vede clar că ceea ce se dorește este doar distrugerea mediului de afaceri. Eu așa îl consider și așa îl văd. Pentru că este ceva repetitiv, am avut undeva peste 90 de controle. Tot de la antifraudă? Da, deci, deci pe total, și de la antifraudă și la inspecție fiscală. Au luat cuvântul și alți oameni de afaceri. N-au primit răspunsurile dorite, dar au plecat cel puțin cu promisiunea că șefii de la centru se vor apleca și asupra problemelor lor.